Ulița Lainici, 21 noiembrie 2014. Așa arăta vineri dimineața această străduță unde un șofer a avut curajul de-a dreptul nebunesc să intre cu mașina. De intrat a intrat cum a intrat, dar de ieșit n-a mai reușit. Asta pentru că joi noapte, jeepul pe care îl conducea a fost pur și simplu înghițit de noroi. Cum s-a întâmplat, ne povestește chiar șoferul pățit. Am intrat azi noapte pe aici să aduc pe cineva acasă și s-a suspendat mașina cu mine în parte. Așa, și cum cupa pe la gardul? Este un șansă pac pentru canalizare de primărie. L-am agățat, nu l-a stupat bine, n-a pus decât pământ deasupra fără să paseze terenul, fără să facă nimic. De la ploi s-a lăsat pământul, la un buldou, macara, să vedem dacă reușe să o scot de aici. Că autoritățile am fost și la primărie și la DADP și a zis că nu-i treaba lor. Până la urmă, de bine de rău, un buldo excavator a scos jeepul ghinionist de pe ulița Lainici. Pentru cine nu a auzit de ulița Lainici, ar fi de spus că este o străduță uitată de lume, de timp și mai ales de autorități. Iar asta se vede foarte clar numai urmărind imaginile, care nu mai au nevoie de comentarii. Este o străduță laterală străzii Ramadan, una din multele aflate în această situație. Și cum iarna e de-abia la început, ploile și ninsorile de-abia de acum încolo ne vor vizita, iar autoritățile nu dau vreun semn că ar încerca să facă ceva pe străzca aceasta, un sfat pentru șoferi. Nu intrați sub nicio formă cu mașina pe aceste străduțe, dacă nu vreți să aveți aceea surpriză neplăcută ca eroul nostru.